ne-a speriat, domnule prefect, nu ne este teamă, pentru că dreptatea este de partea noastră și noi muncitorii întotdeauna vom fi uniți. Promitem să nu uităm niciodată exemplul lor glorios și să luptăm mai departe pentru drepturile muncitorilor, pentru libertate, pentru o viață mai bună. Iar voi, scumpii noștri tovarăși care ați căzut, veți rămâne de-a purul în inimile noastre și în memoria generațiilor care vin, ca eroii clasei muncitoare. Dar ce s-a întâmplat? Vrem să vorbim cu domnule. Lasă-mă! Ia mâna după mine! Ce înseamnă barbaria asta? Lăsați-l în pace! Înțeles? Dacă au treabă cu mine, poftiți-le sus.
să nu le primesc. S-au adunat afară o mulțime. Domnule prefect, eu vă spun deschis, așa nu se mai poate dacă nu luați măsuri. Azi sunt 5 sau 6. Mâine o să vină 100. Poimâine o să vină chiar la dumneavoastră să vă întrebe de ce au rămas văduve. Cum o să le dau afară? Și așa urlă presa, vreți să ne pomenim iar cu greve și cu scandaluri? Nu, este treaba dumneavoastră să potoliți nebunia asta. Altfel să știți că eu mă adresez guvernului. Cum așa, dar sunt furios pentru că nu se mai poate așa. Cum? Da. Da, ascult. Nu pot decât să regret. Poftiți. Vă rog, luați loc. Poftiți. Vă rog să mă iertați. E ora când trebuie să mănânc ceva. Mi-ar face plăcere dacă ați gusta și dumneavoastră. De 3 luni de zile vă căutăm. Alții mă caută de 3 ani. Avem aici 4.000 de oameni. Cum să vorbești cu ei și cu cât să vorbești în fiecare zi? Cu noi e altceva. Desigur, este altceva. Cu dumneavoastră este o tragedie pe care n-am dorit-o. Dimpotrivă, am dat dovadă de foarte multă răbdare. Și cine e de vină? Cine e de vină? Ar fi necuvincios să dăm vina pe cei căzuți. Ei au pornit la grevă în numele unei idei. Ce a ieșit, ați văzut. Ce pot să vă asigure că durerea nu e numai a dumneavoastră. Vă rog, poftiți, poftiți, poftiți. Vă rog. Noi am venit pentru pensii. Da. Eu nu vreau să vă ascund, dar asta este o chestiune mult mai delicată decât vă închipuiți. Cum o fi, cum n-o fi, e dreptul nostru. Sigur. Sigur. Da, vă rog, vă rog, mâncați. Vă rog. Dacă nu ne dați pensii, noi mergem mai sus. Desigur. Așa drăguțe cum sunteți, o să vă primească peste tot. Mă întreb însă, ce rost are să umblați după pensii și să vă băgați în politică? În sfârșit, aveți niște hârtii, ceva? Astea sunt. Serviți. Ana Varga. Da. Luxandra Matei. Eu sunt. Maria Daneș. Da. Sunteți tinere, sunteți frumușele, vă puteți recăsători, nu? Și nu mai umblați pe drumuri. Da. Eva Lakatos. Dumneata nu ești felcerită la spital? Ba da. Vezi că te știu. Dar parcă ai salariu. De ce mai vrei și pensie? Și ce dacă am? Am dreptul la despăgubiri. Un copil se crește greu. Dumneata nu ai pe nimeni? Era singurul meu băiat, domnule director. Taicăsu, tot la mine a murit.
Alexandrina Ionescu. Eu. Dar parcă ai făcut cerere de angajare la noi. M-a respins, domnule director. Stăm prost cu locurile. A trebuit să concediem mulți oameni. Și să știți, domnule director, că mai sunt multe altele și mai necăjite decât noi. Dar n-au îndrăsnit să vii, că le-a fost fric. De ce să le fie fric? Da, hârtiile astea sunt niște simple cereri de pensie. Din ele nu rezultă că soții dumneavoastră au murit. N-au murit? Vreau să spun că măcar v-ar trebui niște certificate de deces. Domnul primar nu vrea să ne dea certificatele de deces. De ce să nu le dea? Zice că să mergem la pretură. Pentru că soții dumneavoastră s-au ridicat împotriva legilor. Da, în sfârșit, eu în chestiile astea nu mă pricep. Lăsați că vă pricepeți foarte bine. Dar vreți să ne purtați așa de la Ana la Caiafa. Dacă tot ați avut inima să trageți în ei și să-i omorâți, ce greutate ar mai fi acum să ne dați niște hârtii? Chiar așa? Chiar așa. Atunci hârtiile astea le semnez chiar acum. În 3 zile veți avea răspunsul. Atunci noi o să venim peste 3 zile. Să vă dea Dumnezeu gândul cel bun. Aoleu, am lăsat rufele pe culme. Nu-i nimic, atâta pagubă. Vă mulțumim, domnule director. Seara bună. Merge sănătos. Seara bună. Ce-s năravul, vârcolacii, doamne, doamne! De ce te joci în cenușe, hă? Ca să mă bați. Vrei tu să te bați, mamă? Vreau, nu vreau, tot ai să mă bați. Oh, hai că nu te bate, mamă, fugi repede și te spală. Toarnă bine apă și te spală. Și pe ceafă, și pe urechi, așa. Hai la masă. Așa. Mănâncă și tu. Nu, mamă, eu am mâncat pe unde am fost. Mănâncă tu.
Hai. Ia. Nu-mi trebuie, lasă, mănâncă tu. Deschide, n-auzi? Da, da, imediat. Bună seara. Bună seara. Ce-i, Petre? Ce căutați la miezul nopții? Nana, Ana. Trebuie să te îmbraci în doi timpi. Ce vreți de la mine? Ordin. Și peste asta nu se trece. Lasă vorba și îmbracă-te. Da. Hai, mă, dăm un foc. Și întoarce-te. Cât trebuie să stau acolo? Păi de unde să știu eu, Nana, Ana? Și cu copilul ăsta ce fac? Mamă, vin și eu. Nu, tu să stai acasă, mamă, auzi? Să ai grijă de casă, că vine mama. Să nu te joci cu focul, auzi tu? Ascultă-mă, da. Că mă întorc. Gata, Nana. Vezi, mă, să nu ieși afară, că plouă. Uite, plouă. Să fii cu minte. Hai. Da. Hai, mișcă! Să trăiți! Hei, Nana, Nana, de ce ne dați dumneavoastră de lucru? Dracu vă dă, nu eu. Pensia am vrut, pensia am căpătat. Aha. Păi dacă nu vă vedeți de treabă. Eu dau declarație și lăsați-mă în pace. Când ți-ai dai eu una peste fleancă? Ce declarație, Nana? Ce, aici facem fiecare ce vrem? Ești la dispoziția noastră și gata! Bine, sunt. Nu puteți să-l chemați pe domnul șef? Care șef? Ordinul sună clar. La 0 și 30 de minute să plecați pe jos, cu mâinile la spate, fără vorbă și fără zmiorcăiel. Unde? O să vedeți. Vrem să știm. Păi vezi, păi vezi ce iese dacă ne întindem la povești? Iese că dumneavoastră ne interogați pe noi, călușul. Alinierea! Gata, domn sergent. Acea doamnă care își va scoate călușul înainte de marginea orașului va fi împușcată pe loc. Să vă intre bine în cap. Nu-i de glumă. O să mergeți din post în post până acolo unde sună ordinul. Nu încercați să fugiți, o să vă pară rău. Jandarmii au ordin să tragă. Cred că e limpede, nu? Caporal! Ordonez. Răspuns cu capul de executare a ordinului. Înțeles? Înțeles, să trăiți. Gata, pornim. Hai, hai, mișcați-vă, nu s-aude? Mai repede, haide. Scoateți-vă călușurile!
Acum puteți striga până vă apucă Dan Blau. Unde ne duceți? Unde sună ordine. Gata! Pornim mai departe! Hai, da, mișcă, mișcă! Mă, Petre, mă, unde ne duc? Na, vrei să mă bage la arest? Mă, Petre, mă, ce au de gând cu noi? De unde vrei să știu eu? Hai! Mișcă! Dați-i gaz! Dați-i gaz! De la manivelă! Lăsați-mă aici. Nu mai pot. Bea puțină, țuică. Nu. Să mai prinzi putere. Bea! Hai! Lăsați-o în pace, ce ați înnebunit? Domn caporal, e o rudă de-a lui tată. Bine că nu-i rudă de-a lui Mătă. Să trăiți. Lăsați. Voi două astea mai voinice, ajutați-o. Executarea. Dați-i gaz! Dați-i gaz! Ia vezi să nu faci și matale vreo figură. Ce? Zic să nu mă bași cumva la pușcărie. Muri, bătrână. Știu eu. Mușcă-ți limba!
Nu împinge, doamnă, nu împinge, că așa te pleznesc. Geaba mă judeci după pușcă și epoleț, că tot omâs și eu. Am nevastă și copii. Dumneavoastră ascultați de ordine numai când vă arestează. Eu ascult zi de zi, de ani de zile. Pogor! Ordat! Te duci înapoi să dai de urma lui Marinache și a bătrânii. Pe jos sunt 7 kilometri, domn caporal. Și pe sus nu-s tot 7! Ce pasărea mătii mai veri și tu? Pe jos, trap! Marș forțat, într-o oră să fiți aici! Am înțeles. Și dacă a murit? Cum o să moară, mă? Ce i-am făcut? Dacă ar fi plecat la drum de una singură, uite așa să mai vadă și ea lumea. Nu era tot aia? Cum o fi, cum n-o fi, o aduci la registrare, că altfel nu pot pleca de la Corlaț. Executarea! Hai! Dați-i gaz, dați-i gaz, că dacă se scoală oamenii, iar trebuie să vă pun călușul. Urcați-vă. Luați fiecare câte un loc. Dormiți fără grijă, că vă păzește domnul caporal. Nana Ana, tare aș mânca niște cartofi prăjiți. Ce spui tu? Ia stai. A? De mult? Din august. E, ce noroc ai avut și tu. Ce fac cu copilul? Ce fac cu copilul? Lasă. Lasă, cum vedea noi. Ei, nu crește cum îmi putea. Nu-ți fă tu griji. Susana. Caporalul Anton Ciutău și-am condus convoiul format din... Jos, vestonul! Jos, vestonul! Domn sergent. Trăiți, domn sergent. Jos, capela!
îndrăit să am nevastă și doi copii. Trebuia să te gândești la ei înainte de a lăsa pe bătrâna să pot. Domnule, o să iei cu tine la carceră. Iertați-mă, iertați-mă. Toată lumea la domn șef. Hai. Traista. Traista mea, unde mi-e traista? Ce? Ce mă fac? Unde mi-e traista? Ce traista tu? Trebuia să mă duc după cumpărături. Tu, Alexandrina. Vino-ți în fire tu. Ei, voi astea două, ce aveți de vorbit? Lasă. Mișcați-vă. Ai, ai. Ne cheamă acolo. Intrați. Las loc. Ne. Cam obosit. E, sigur, sigur. Ploaie, noapte. Da. Ne-am gândit, da, că ar fi bine să vă duceți acasă. Unde e mai bine ca acasă? A, nu, 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 nu. O știu eu de la mine. A? O știe și domn șef. Domn șef, ar fi gata căruțele? Da. Două. Două. Atunci, în ordine, o să vă întoarceți acasă cu căruța. Aș putea să mă spăl pe mâini? A, sigur, sigur. Isprăvim aici și pe urmă vă spălați, mâncați. Vino mai aproape. Hai. Stai jos. Semnăm ceva aici. Poftim. Aia că e scris bine, fără greșeli. Ce poate să fie? O declarație acolo că totul e în ordine. Cum în ordine? Că nu mai aveți nicio pretenție la pensii și la celelalte fleacuri. Să semnez eu asta? Nu pot, domnule. Că-mi seacă mâna. Domnule sergent, știți cum a murit al meu? 4 jandarmi au tras în el. Te-a țâșnit sângele și din cap și din piept. Eram acolo, domnule sergent, la 2 pași, cum aș fi de dumneata. L-am luat în brațe și apoi l-am dus sus pe deal să nu ne dea de urmă jandarmi. În spate l-am dus. Și sângele curgea. Curgea. Când am ajuns acasă, mi s-a uscat sângele pe mâini. Și nu se mai spală. Nu se mai spală. Ei, lasă, lasă. Morții cu morții. Ce să-i faci? Așa-s necazul. No. Ne trebuie pensie, domnule șef. Am un copil mic. Parcă și dumneata ai fost acolo. De ce nu te uiți la mine, domnule sergent? Ia numai bociți aici, că nu-i cimitir! Ce, eu spus să vă ascult bocetele și văicărele voastre? Mai femei, mă, vă întreb încă o dată cu frumosul. Vreți acasă, orba? Nu vrem. E dreptul nostru. Nu se poate altfel. Doamne,
să mă înțelegi și să mă ierți. Știu că v-a fost foarte greu. Nu vreau să vă fie și mai greu. De ce să nu ne fie? Ce-ți pasă, dumitale? Bine, nu vreți cu frumosul. O să vă pară rău. Afară! Afară! De acolo, afară! Domn șef! Să-mi dai doi oameni, ei mai ai dracului. Aha, am unul de-l țin numai la arest. Băi, ia chemați-l pe pohoat. Am înțeles, să trăiți. Ispas, ia fă-te-mă încoa. Ăsta e al doilea. Ce-au făcut femeile astea? Nu știu să citească. Ce te doare pe mata? Nu mă doare nimic, dar degeaba ne-a spus cartoanele astea. Aici numai preotul știe carte. Ascultă, cu mine nu va merge. Eu vă stâng ca pe lumânare. Scurt! Cum ai ajuns tu aici, mamă? Du-te acasă, mamă. Lasă, du-te acasă, dragul mami. Lasă, lasă. Vino, vino. Hai. Du-te acasă, te rog, mamă. Du-te acasă, puiul mami, du-te acasă. Lasă să plece, du-te, mă. Du-te. Mai repede, du-te, du-te, mă. Acasă, mamă. Hai, mă, nu înțelegi? Nu. Lasă, du-te, du-te, nu da, nu da. Du-te, mă. Ce-l îmbrățești așa? Du-te acasă! Bine. De ce nu mă ascult? Nu te-am spus să pleci! Treci în rând! Dă-i-te marș! Ei, ce vă uitați, mă, așa? Dați-i drumul! Opriți-vă! Puteți să vă scoateți cartoanele. Cum te cheamă? Eva. Eva! Ah, mamă, mamă, de ce nu m-ai botezat Adam? Trâmp! Caporal! Ordonat! Ce faceți voi aici? Mergeți la plimbare? Ia să facem nițică militarie, ca să-mi uitat! Ascultă comandul la mine! Drepți! Pas, alergător, înainte! Marș! Stâng, drept, stângu! Stâng, drept, păstrează formația! Stâng, drept, stângu! Mișcă, jandarm! Stâng, drept, stâng, drept, stângu! Stâng, drept, stângu! Păstrează formația! Stâng, drept, stângu! Hai cu viață, hai cu viață! Hai, caporal, hai, caporal! Un, doi, stângu! Un, doi, stângu! Mișcă, jandarm! Un, doi, stângu! Un, doi, stângu! Acum te-o plimbarea pe nas! Hai, mișcă, mai cu viață, mai cu viață! Stâng, drept, stângu! Stâng, drept, stângu! Păstrează formația! Stâng, drept, stângu! Hai cu viață, mai cu viață! Hai, caporal, hai, caporal! Un, doi, stângu! Fierați ai dracu! Să vă calc în picioare, nenorocitelor! Am luat cu frumosul, dar voi mânca zile cu pensia voastră! Cine formația, jandarm, că nu mai ești din arest până la primăvară! Ce te-ai oprit? Mișcă, viață, mai viață! Un, doi, stângu! Doamne, Dumnezeule, ajută-mă, Doamne, Dumnezeule! Na, trebuie să facem atât de calor! Hai! Repaus! Caporal! Vino la mine!
adu-i repede apă din janț. Moare. Apă, n-auzi? Moare. Nu moare. Are copil în ea. Săracă. Așa. Așa. Stai. Hai. Hai că-i mai bine. Așa, caporal. Te aștept la Băcești. Am înțeles. S-a stricat de tot rochia. Lasă-o făcut. Nu e a mea, mi-a dat-o doamna doctor, că eu n-am avut rochie de doliu. Ți-e mai bine. Să nu vă supărați, dar mie nu mai îmi trebuie nimic. Vă rog pe toate. Vă rog, lăsați-mă, eu dau declarație și mă întorc acasă. Măcar copilul să scape, vă rog, să nu mă ocărâți. Nu, nu-ți face griji, nu-ți face griji. Nu vă supărați? Nu. Tu să fii sănătoasă și să faci un copil frumos. Grea militaria, a? Grea. Însărcinată. Ce faceți voi cu ea e o crimă. Las. Ce vrei să fie, fată sau băiat? Dacă e băiat, să-i pui numele Ilie, ca al Sfântului din cer. Zi așa, a? Să închid eu gălușca pentru voi. Bine, asta se plătește. Poate ajungem la bună în voială, a? Hai, la drum! Hai! Ar trebui să vă cam spălați, că așa e bine și frumos. Câți ani aveți, madame? Dama ta. De ce vrei să știi? Pe madame am întrebat-o. Am avut plăcerea să știu. Dar te întrebăm noi acum și pe mata. Acușica! Dar mai întâi vă spălați bine. Cine nu se spală... Uite, o să poarte așa ceva în sân. Noi ne ducem colo în pădure, ca să nu vă rușinați. Dă-și mie țuia.
Dumnezeu meu, mă, Alexandre. Se duce statul de râpă dacă le dăm și lor o pensie. Două, trei sudișoare acolo să aibă și ele în loc de bărbați. Sună gol, ai? Auziți, domn caporal? A răspuns. Ei, pițigoiule, care ți-ar plăcea? Să ia pe aia mai a dracu, să-l înveți. Ascultă-l pe-l domn fruntaș, că știe ce-i bun. Ați lăsat mănânce, băieți? O gustărică nu strică la dam. Mănâncă. Lați. Dai, ia. Nu, nu beau nici acasă. Ia o gură. Hai, ia și mănâncă. Te rog eu. Uite aici o bucățică. Hai. Hai, ia mata. Mănâncă, ți-o fi foame. Roxana. Tu mănâncă. De mult vreau să spun ceva. De când? De mult. Hai să mergem, să nu le audă ăștia-i mei. Ce anume? Ei, hai să mergem. Maria. Maria, strigă. Hai, strigă. Strigă. Strigă, n-auzi? Ce? Vai, ce proastă ești. Strigă, Maria. Ce vrei?
Destul carate. Las-o în paichi eu. Hai, bă, pune-ți mâna, ce stați ca blegii? Te pomenești că va fi frică, a? Care ți-a lăsat arma acolo, bă? Arma jos. Ruxandă! Nu! Nu! Să doarmă. Thank you.
telefonat un capitan, Măieruș, că dacă nu execuți ordinul cu declarațiile, te scoate din bocanci. Dacă nu vor, dar nu o să fac pe mama declarații. O faci, nu o faci, domn capitan, a zis ce a zis. De caporal încă n-a aflat. Iar eu, asta nu-i treaba mea. Voi știți. Domn plutonier, vreau și eu să mă reangajez. Ajungeam și eu ceva, că știu carte și vorbesc cu domn capitan la telefon de 3 ori pe săptămână. Și uite, Doamne, să mă înțelegi și să mă ierți, dar nu știu, nu știu, îmi vine să le omor. Ce mă învăța să fac? Mă, băiete, dacă statul le-a împușcat bărbații, tot statul ar trebui să le dea niște pensii, că așa se obișnuiește. Păi nu-i vorba de pensii, domn plutonier, ce sărăcește statul? Astea bagă zizane, îndeamnă la răscoală. Comuniste, domn plutonier, comuniste, înțelegeți? De-aia mi-a zis domn capitan să le iau piuitul. Treaba ta? Eu nu mă bag. Descurcă-te cum știi. Poftim, dumneata. Dumneata. Stai. Ce ați făcut dumneavoastră s-a aflat la guvern. Ce ne face? Dacă s-o aflat, e bine. Să știe și guvernul ce fac jandarmii. Nana, dragă, acum e și mai rău decât a fost. Asta e a doua răscoală. Și guvernul a dat ordin să vină trupe. Și-au venit, îs acolo. Să știți că de la prostiile și de la pensiile voastre a plecat. Ba de la altceva a plecat, domnule sergent. A plecat de acolo când ne-ați omorât bărbații. Și vi-e frică să recunoașteți că ne-ați omorât. Și vreți să vă spălați pe mâini. Nana, mă asculți? Vă ascult. Îți soldați mulți acolo, cu armele încărcate. Dacă nu-i arăt domnului capitan declarațiile, domn capitan o să comande foc. M-auzi? Nu. Orice ar fi, eu nu semnez. Crucea lui de caporal. De ce dai, mă? Ce dai? Îți nevastă? Nu văd eu! Na! Îți fac rata celalia! Să te înveți, niște! Da, mă, da, că-s muiere fără bărbat. Dar să știi, eu nu semnez. Ești afară! Ești afară, că te omor!
toate. Cheamă-le pe toate. Stați. Acolo. Uite aici. Ana Varga a semnat. Vezi? A semnat. Vezi? Vezi? Hai. Semna și voi. Dă-ți-mi mie, că eu semnez. Da. Dacă semnez, îmi dați drumul? Da, sigur, sigur. Pleca chiar acum? Ei, chiar acum nu. Să semneze și celelalte. Cum așa? Eu nu mai pot să merg. Mă simt rău. Aștept un copil. A, un copil e mare bucurie la casa omului. De ce vă bateți joc? Înțelegeți că nu mai pot? Nu vreau să pierd copilul. Altceva pe lume nu mai am. Vă rog, vă rog, în genunchi vă rog, dați-mi drumul. N-am făcut nimic rău. Și-am semnat că nu mai vreau nici pensie, nici nimic. Doar să mă lăsați în pace. Vă rog, vă rog, dați-mi drumul. Ei, lasă, lasă. Uite, semnează și el acum și pe urmă vă dați-mi duceți cu toată. Drumul, vă rog, vă rog, dați-mi hai, drumul. Hai. Ați văzut? N-aveți pic de inimă. Nu vă dați seama. Dacă nu semnați, o nenorociți. Zău așa. Ce-i cu tine? Nu mai plec acasă. De ce? M-am mințit. Nu-i destul că am semnat eu și dumneata. Trebuie să semneze toate. Cum adică? Ce am semnat eu? Pe declarația. Ne-a arătat-o. Și voi ați crezut? Ia, hai cu mine. Ce-am semnat eu, mă? De ce-ai mințit, mă, nerușinatule? Dă hârtia că-ți scot ochii! Ia, pune-ți mâna tu! Dă-te, 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 dă-te! Mă împuși!
Îmi pare rău de ce o se întâmple, dar nu-i vina mea. Dacă ședeați la casele voastre, nimeni nu vă clintea un fir de păr. E dreptul nostru să umblăm. O să vă iasă pe nas dreptul ăsta de umblat. Statul are o lege pentru fugi de sub escortă. Eh, gata? Armele pentru tragere! Mi-e frică. Taci, tu, taci. Nu v-a fost de ajuns ce s-a întâmplat cu bărbații voștri, a? Vreți să vă nenorociți și voi? Vrem să nu se mai întâmple la fel și cu alții. Nana. Mai bine v-ați face cruce și v-ați ruga la Dumnezeu. Veți, Dumnezeu e mare și bun. O să ne ierte, doar avem ordin. Ascultă comanda la mine! Încărcați! Arm! Poziția de tragere! Întoarce-te. Hai. Hai, întorceți-vă. Hai. Hai. Nici mie nu-mi vine ușor. Hai. Tatăl nostru care reiești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm. Nu! Nu! Iertare! Eu semnez! Semnez orice! Acum e prea târziu. Ori semnați toate, ori execut ordinul. Semnați și voi, o să ne omoare degeaba. Și tu ai urcat nevinovat, Golgota. Ai grijă de copilul meu. Ai grijă, Doamne, nu ne lăsa. Eu semnez. Eu semnez! Petre, hârtiile, repede. Iar vei tale? N-avem ordine să tragem. Vrea doar să vă sperie. Ai grijă de copilul meu, ai grijă, Doamne, nu mă lăsa. Doamne, Dumnezeule, Dumnezeule, nu ne lăsa, ai grijă de noi. Fă-te că semnezi și fugi. Fugi acum. Ia-o pe potecă. Ai ajuns la un sat. Poate te caut eu. Domn sergent. Ce-i, mă? E una care a nebunit. Cum a nebunit? Nu știu. Care? Aia care fuge. Duceți-vă după aia! Nu tu! Ispașii sale-l! Hai! Mai repede, mă! Duceți ai hârtiile! Domn sergent! Calul. Hai, ridică-te. Hai.
Maria a fugit, plec și eu. De acum fie ce-o fi, ducală. Mergem la Han. Să facă domn capitan Maieruș ce-o vrea cu voi. Tu, Ruxandă. Las-o. O fi avem vreo treabă. Oricum trebuie să-i așteptăm și pe alții. Ascultă, Eva. Ce zi o fi astăzi? Ce-o fi făcând afurisitul ăla al meu? O fi ajuns acasă? Doamne, numai atâta mai vreau. Să apuc să-l văd mare. Auzi tu? Știi ce mi-a trecut mie prin cap? Doamne, în ce m-ai băgat? O omor. Ce ai împușcat-o, domn sergent? De ce ai omorât-o? Ce vrei, mă? De ce ai împușcat-o, domn sergent? Ce vrei, mă? De ce ai împușcat-o? De ce te-ai, domn sergent?
Lasă-mă! Ce dai? Ce dai? Ce dai? Lasă-mă la aici! Ce dai? Ce nu mai dai! Nu mai... Ce dai? De ce dai, dă să ce? De ce dai? Ia mâna de pe armă, mă, de ce dai, dă să ce? De ce dai, dă să de ce dai? M-am nenorocit. M-am nenorocit! M-am nenorocit! M-am nenorocit, Nana Ana! Unde rupi? M-am nenorocit, tocna mă mănâncă, acolo să putrezesc! Ce ați făcut acolo? O să spuneți tot, da? Că știți, nu? Să depuneți mărturie pentru mine că sunt tânăr! Ai omorât-o! Nu, nu! Sergentul a împușcat-o! Eu m-am nenorocit! M-am nenorocit, m-am nenorocit! N-am vrut să-l omor, eu n-am vrut, n-am vrut! Nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu ce am să fac! Mamă, mamă, nu știu, nu știu! Ce ai de gând? Eu plec. Ceea ce spuneți dumneavoastră, doamnă Varga, pare de necrezut. Va să credeți, domnule capitan. Mintea mea nu poate să conceapă. Curată barbarie, este o încălcare. Am să raportez. Capitan Măieruș, cu domnul prefect, urgent. Mă scuzați o secundă. Am să revin. Da. O cafea? Un pahar cu apă? Nu pentru asta am venit eu aici, domnule capitan. Nu știu cu ce altceva v-aș putea fi de folos. Nu știam nimic. Credeți-mă. Idioția de plutonier și-a încurcat ordinele. Ba, știați. Știați prea bine. Tot așa de bine cum știu și eu de ce am făcut drumul ăsta. Un singur lucru nu știți dumneavoastră, domnule capitan. Că noi nu uităm ușor. De asta am venit. Vă înțeleg suferința, doamnă. Și cuvintele grele pe care le spuneți nu mi sunt adresate mie, așa că nu le primesc. Tot ce pot face pentru dumneavoastră e să vă dau o căruță. Nu mai e nevoie. Până aici m-ați adus voi cu forța. De aici încolo plec singură. Unde? Oi găsi eu pe cineva care să mă asculte. Și am să spun. Am să spun tot. Poate că o să ne mai întâlnim într-o zi, domnule capitan. Mănâncă, poate ți-e foame.
Hai. Hai acasă. Ce faci? Ți-e cald. Da, hai.